Delegațiile ucrainene și ruse vor fi din nou față în față în Turcia pentru o nouă rundă de negocieri față în față, așadar negocierile vor începe astăzi și vor dura până miercuri. Întâlnirea a fost confirmată și de președintele Zelensky, care spune că suveranitatea și integritatea teritorială sunt primordiale. De altfel, aceasta ar fi a doua rundă de negocieri în Turcia între cele două țări implicate în război. Попереду і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру, реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреби для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат. Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет, територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави обов'язкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі. Acestea sunt declarațiile președintelui Zelensky imediat după miezul nopții. Cele două delegații ruso-ucrainiene vor fi din nou față în față în Turcia, începând de astăzi și până miercuri. Aceasta nu este prima rundă de negocieri de pace care are loc pe teritoriul Turciei. Ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, și omologul său ucrainean, Dmytro Kuleba, s-au întâlnit pe 10 martie în Antalya, însă n-au reușit să ajungă la o înțelegere care să pună capăt războiului început pe 24 februarie. Rușii spun că pentru încetarea focului trebuie ca Ucraina să îndeplinească anumite condiții, printre care stabilirea neutralității, demilitarizarea statului, recunoașterea suveranității Rusiei asupra Crimeei și recunoașterea independenței provinciilor separatiste proruse din Donbas.